Așadar, în fața dumneavoastră este un șarpe cu două capete și dintr-o dată ați decis să hrăniți doar un singur cap. Nu vă voi întreba de ce, poate în scopuri experimentale. Mult mai important este care vor fi consecințele. Pentru a afla asta, trebuie mai întâi să vedem cum funcționează percepția șarpelui. Diferite specii au diferite tipuri de vedere. Unii văd perfect, alții pot doar să diferențieze lumina de întuneric, dar pe toți îi leagă simțul mirosului. Anume, tocmai prin miros șerpii vânează prada și iată că un cap miroase prada lângă celălalt cap și desigur că o să atace, încercând să îl înghită. Asta este doar una dintre probleme. Cele două capete ale șarpelui se unesc în zona gâtului. Și dacă ambii vor mânca în același timp, există posibilitatea că animalul pur și simplu o să se sufoce de la atâta mâncare în gât. Ca să evite asta, în captivitate, șerpii cu două capete sunt hrăniți cu șoareci din diferite părți. Unii șoareci le sunt hrăniți cu capul înainte, alții pe o parte. Astfel, capurile mănâncă cu viteze diferite, fără ca unul dintre ele să fie sub amenințare. Deși aici toate problemele nu se termină. Din cauza că în stomac nimerește o porție dublă de mâncare, acolo apare ceva de genul unui ambuteiaj și asta duce la probleme. Cu toate astea, cina le este servită ambilor capuri în același timp, chiar dacă unul dintre capete nu are poftă de mâncare. După asta este foarte important să fie șterse ambele capuri, căci unul dintre ele, peste câteva ore, poate să simtă mirosul hrănii și să încerce să-și înghită ruda. Capetele nu simt nicio legătură de rudenie, de fapt. Și pot mânca doar dacă între ele se află o barieră fizică, adică pot să se hrănească și fără barieră. Dar unul dintre capete oricum va mânca mai rapid și va încerca să ia restul de mâncare de la cel mai lent. Și dacă comportamentul lor poate să se asemene, structura însă nu este întotdeauna la fel. Unii indivizi pot să aibă două capete și două gâturi, dar același stomac comun. Alții două gâturi complet independente, cât și două stomacuri. Unii în general pot împărți direct un gât la doi. Oamenii de știință care au reușit să cerceteze așa cazuri, în mare parte spun că fiecare cap are esofagul și traheea sa, iar uneori chiar două inimi și două perechi de plămâni. Pe scurt, sunt doi șerpi independenți care s-au lipit între ei. Există și un caz în care șarpele era pe jumătate femelă și pe jumătate mascul. Hermafrodit, într-un cuvânt, doar că era imposibil să fie verificat pentru că exemplarul a fost pierdut. Dar dacă stăm să ne gândim, așa ceva poate fi chiar foarte real. Șerpii care au două capete, asta nu e o trăsătură evolutivă. Prin urmare, fiecare dintre acești indivizi o să fie individuali. În dependență de unde are loc despicarea corpului, va depinde localizarea organelor, numărul lor și, în general, totul. Dacă cele două capete se află foarte aproape unul de celălalt, le va fi foarte greu. Cu cât mai mare e distanța dintre ele, cu atât e mai mare independența. Doar că seturile duble de organe nu înseamnă că viața va fi de două ori mai ușoară. Două capete cu două stomacuri diferite mult mai probabil că se vor lupta pentru pradă și pot să moară de foame, decât un șarpe care are două capete și un singur stomac. Să nu mai vorbim despre faptul că mâncarea mai trebuie să și iasă din organism, așa că dacă există două stomacuri și doar o ieșire, e o problemă. Sună destul de logic, dar iată un fapt care m-a surprins în special. N-avem habar cum creierul unui alt cap îl percepe pe celălalt. Deși se pare că s-au obișnuit unul cu altul, șarpele oricum e incapabil să înțeleagă că toți nutrienții vor fi comuni, chiar dacă doar un cap va primi hrana. Fiecare creier primește semnalul de foame și fiecare cap decide că trebuie să dobândească hrană. Dacă un cap are mâncare și altul nu, vor începe să se lupte. Dar cu excepția luptei, care vor fi consecințele în cazul în care este hrănit doar un cap și doar el? Ei bine, judecând după informația pe care am găsit-o, niciun șarpe nu va muri de foame, asta la sigur. Fiecare cap va primi nutrienții necesari. Iar dacă vor împărți un singur stomac, capul rămas fără mâncare poate nici să nu simtă foamea. Dacă există două stomacuri, e o problemă.
Nimic mortal, doar că capul rămas singur se va simți înfometat, stresat și o să încerce să caute mâncare și se va lupta pentru ea. Într-un cuvânt, e incomod. Și desigur că atunci când un animal are un set dublu de capete, are un set dublu de instincte, aspirații biologice și tot felul de chestii de genul. Se întâmplă așa că unul dintre capuri poate transmite tot controlul fratelui sau surorii sale. Observațiile științifice au arătat că uneori un cap devine dominant, iar celălalt pur și simplu îl urmează. Poate că ar vrea să ia și el ceva decizii, dar este deja prea târziu. Uneori un cap îl domină pe celălalt fiindcă sora sau fratele poate să ducă lipsă de esofag, trahee sau chiar ochi. Dar în condițiile când ambele capete au același set de organe, este greu să definești cine domină. Conform unuia dintre articole, de obicei, deciziile sunt luate de capul drept și stângul îi se supune. Dar alt articol vorbea despre faptul că un anumit șarpe avea capul stâng dominant, răspundea mai activ la stimuli, dar esofagul era mai dezvoltat la capul drept, iar traheea la stângul. În general, toți șerpii cu două capete se împart în două tipuri. Primul tip este șarpele cu un organ în plus, atunci când are un singur stomac și un set standard de organe, pur și simplu are un cap în plus. Al doilea tip sunt doi șerpi care au crescut într-unul singur și și-au păstrat majoritatea organelor. Interesant e că fiecare dintre jumătăți are o personalitate aparte. În 1993, oamenii de știință au efectuat cercetarea asupra unui șarpe cu două capete și au aflat că fiecare dintre capuri avea preferințele sale ce ține de dimensiunea prăzii. Fiecare cap se simțea sătul în mod diferit. Stângul era cam pofticios, dreptul mânca mai reținut. Dacă mergea vorba despre niște animale mai emoționale, personalitatea lor ar fi putut fi studiată după alte semne, dar șerpii nu prea au multe opțiuni de petrecere a timpului liber. Acum imaginați-vă așa situație. Din cauza hrănii sau unui alt motiv, un cap al șarpelui veninos îl mușcă pe celălalt. Veninul lui, prin rană, nimerește în corp și prin vasele sanguine ajunge la inimă. La inima pe care o împart la doi. Reușește să facă ultimile câteva lovituri și șarpele moare. Nu, haideți să ne întoarcem înapoi. De fapt, totul lucrează total diferit. Se va întâmpla fix ceea ce se întâmplă dacă un șarpe veninos îl mușcă pe alt șarpe veninos de aceeași specie, adică nimic. Cazurile când șarpele mușcă rudele sale sau pe sine însuși sunt destul de des întâlnite în natură. Poate să se întâmple special sau din întâmplare. Și dacă șerpii veninoși nu s-ar fi învățat să supraviețuiască așa mușcături, de mult ar fi dispărut de pe pământ. Din contra, au evoluat ca să fie imuni la veninul propriei specii. De exemplu, în mușchii cobrei, veninul ei este neutralizat prin moleculele de zahăr, care împiedică atașarea toxinelor de receptorii neuronali. Șerpii pur și simplu nu pot să se otrăvească pe sine înșiși. Dar asta nu înseamnă că un cap de șarpe nu va reuși să-l ucidă pe celălalt. Erpetologul de la Harvard, Van Volok, pretinde că a documentat o mulțime de cazuri de genul ăsta și ele întotdeauna se termină la fel. Dacă un cap ucide alt cap, lansează un lanț de consecințe catastrofice pentru câștigător. Putem spune că din cauza morții jumătății sale, începe să se descompună și restul corpului. În așa circumstanțe, nu există șanse de salvare, mai ales dacă se va întâmpla în sălbăticie și alături nu vor fi oameni care pot să ajute. În natură, șerpii cu două capete trăiesc puțin. Când unul vrea într-o parte și celălalt în altă parte, asta încetinește absolut totul. Șarpele va deveni o pradă ușoară pentru că pur și simplu nu va reuși să reacționeze la timp. Ne mai vorbim despre faptul că dificultățile cu hrana cauzează stresul, care reduce viața semnificativ. Iar un șarpe cu două capete sigur va avea probleme cu hrana. În primul rând, capurile decid independent și nu se înțeleg unul cu altul. Ele transmit mușchilor semnal pentru a efectua anumite acțiuni simultan și ca rezultat nu fac nimic. Asta în cel mai bun caz. Uneori dorința de a se mișca în direcții diferite întoarce șarpele cu două capete pe spate. Să vânezi în așa condiții este aproape ireal.
În al doilea rând, fără interferența oamenilor și bariere artificiale pentru a putea mânca în liniște, capetele nu sunt gata să se împartă cu mâncarea. Deloc! După cuvintele lui Van Volok, care a studiat circa 950 de șerpi cu două capete, spune că fără vreo supraveghere, se luptă pentru mâncare până la moarte. Iar aici apare o întrebare logică. Dacă acești șerpi nu pot mânca normal și nu pot întotdeauna să se miște ca să se ascundă de prădători, sunt capabili oare să se reproducă? La urma urmei și această chestie necesită o oarecare delicatețe. N-am reușit să găsim anume cercetări pe tema asta, dar șerpii cu două capete rare ori trăiesc până la vârsta când pot să se reproducă și dacă supraviețuiesc undeva într-un laborator, nimeni nu execută așa experimente, pur și simplu își fac griji de siguranța șerpilor. Totuși, am găsit niște informații de la erpetologul Enrique Fonti de la Universitatea din Valencia. Avea un mascul cu două capete și cercetătorul voia să-l împerecheze cu o femelă obișnuită. Asta e tot. Din păcate, mai multe detalii nu avem. Dacă aveți voi ceva informații despre această încercare, scrieți-ne în comentarii. Dacă acel mascul totuși va reuși, nu înseamnă că și urmașii lui riscă să fie înjumătățiți. Așa anomalie se numește bicefalie. Nu se transmite prin moștenire și are loc atunci când embrionul începe să se împartă în gemeni identici. Dar nu continuă procesul. Din cauza că se oprește la jumătate de drum, gemenii rămân conectați și punctele conexiunii pot fi foarte diferite, în funcție de etape. Fix asta se întâmplă și la oameni când gemenii se nasc uniți. Dar dacă la oameni apariția unor astfel de gemeni depinde, de exemplu, de expresia greșită a genelor, atunci șerpii se împart greșit dacă e prea frig sau prea cald afară. Serios, oamenii de știință consideră că în apariția șerpilor cu două capete sunt vinovate diferențele de temperatură, împerecherea rudelor apropiate sau poluarea. Informația despre șerpii cu două capete se găsește și în surse antice, așa că puțin probabil că încălzirea globală este vinovată în asta. Date despre mamifere cu două capete însă sunt mult mai rare și asta are o explicație științifică. După cuvintele doctorului Justin Adams din Universitatea Monash din Australia, există minim 3 cauze. În primul rând, mamiferele au un fel de verificator al corectitudinii embrionului, chiar în corpul mamei. Și dacă embrionul are abateri serioase, atunci puiul pur și simplu nu se naște. În al doilea rând, reptilele depun ouă și acestea sunt mult mai expuse la diferite impacturi neplăcute, gen temperatură, radiație și toxicitate chimică. În al treilea rând, reptilele pur și simplu au mai mulți pui. Și chiar dacă ținem cont de acești factori, reptilele cu două capete apar pe lume destul de rar. Desigur că e dificil să evaluezi cum stă treaba în sălbăticie, dar un articol publicat în 2013 în jurnalul Comparative Pathology a arătat că din 4087 de pui a viperelor s-au născut bicefali doar 3. Din 324 de pui a șarpelui cu clopoței, niciunul nu a fost bicefal. Deci a rămas o întrebare importantă. Dacă pe lume poate apărea un șarpe cu două capete, poate oare să apară unul cu 3, cu 5, cu 7? În anul 2019 pe internet a fost răspândită o poză cu o piele de șarpe cu 7 capete. Înainte de asta, în 2013, s-ar fi zvonit că exista și o fotografie cu un individ viu de genul ăsta. Din păcate, dragii mei, sunt doar fake-uri. De-a lungul anilor se raportează apariția șerpilor cu 7 capete și niciunul dintre evenimente n-a fost verificat. Chiar și șerpii cu 3 capete sunt foarte și foarte rari și niciun caz de naștere a animalelor vii cu mai mult de 3 capete nu a fost înregistrat. În orice caz, un șarpe cu 3 capuri nu ar fi supraviețuit. Ați văzut și singuri că e greu și cu 2. Așa că animalele cu 5 sau 7 capete pur și simplu nu există. Dar voi nu vă dezamăgiți, în natură există o mulțime de alte chestii incredibile. Și despre ele vă vom povesti în alte episoade. Rămâneți cu noi! Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!